Mamă, ce curbă am luat. Hai să facem un test și noaptea. Să vedem cum se vede. Și am pornit. Abia aștept să văd filmulețul, să văd cum se vede. Deci sunt foarte, 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 foarte nerăbdător. Încă o să mai pipăi un pic să văd dacă e aici. E tare ciudat oricum că am schimbat așa poziția, mi se pare. Și mi se pare că prinderea asta nu e prea safe, dar am făcut-o, am lipit-o, am. Sper să n-o pierd pe drum. Hai să vedem. Să vedem ce poate Suzy. We're recording. Yeah, baby. Hai, mamaie, hai, hai! Închine-te, zi, Doamne ajută să mai supraviețuim un pic și aia e... Alții nu știu dacă te văd. Bă, e bine, mă, camera, mă? Totul ok? Hai să mai testăm un pic. Deci pe la 100 și ceva nu pleacă de pe loc, deci pare ok. De-abia aștept să fac filmulețul, să vedeți, să-mi ziceți ce părere aveți, merită să o țin așa sau revenim la varianta inițială. De auzit cred că se aude la fel, nu e problema din partea de sunet. Așa, ea pare super mega ok. Baby, camera is recording. Everything is doing like it's supposed to. Nu mai găseam semnalizarea, băi, mi-a ascuns cineva semnalizarea. Yeah, baby. We're still recording. Yeah, baby. S-ar putea să avem un winner. Montura asta laterală. Acum, nu știu cum surprinde cât de mult din cameră. Nu știu. Cât de mult din cască prinde. Nu îmi dau seama. Dar o să vedem. Important e să vadă mai bine decât pe cap, pentru că pe cap se făceau multe mișcări și era imaginea un pic, nu știu cum, așa într-o parte parcă, haideți mă, ce faceți mă? Incredibil ce dobitoc, băi, nu pot să cred cum să mergi mă așa. Un prost. Doarme pe ea. Nici o treabă, n-ar închide telefonul.
N-aveți handsfree, nu? Stați cu telefonul la ureche în loc să mergeți pe drum. Mașina asta cred că are handsfree, n-are handsfree? Nesimțită. Ăștia stau ca proștii. Salutare lume. Băi, am avut o problemă tehnică astăzi dimineață. Am dat drumul la cameră. Eu credeam că înregistrez, dar nu înregistram nimic. Mi-a apărea logo-ul ăla de la Hero 4 și atât. Cam dădea kicks. Ați văzut în filmulețul cu noaptea, cu prinderea laterală. Vreau să-mi spuneți dacă e ok. O păstrăm așa sau revenim la montura inițială? Hai să vedem un pic cum se vede și ziua. Băi, am văzut filmarea de noaptea. Mi se pare că se vede super ok. Acum să vedem și ziua, să le punem cap la cap. Și vreau să-mi ziceți părerea voastră, dar sincer, ce facem? Adică o ținem așa sau revenim la montura inițială? Mamă!